Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 21 august 2021. Povestea a două familii. Știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului. Geneza 18, versetul 19. Povestea următoare despre două familii, spusă cu peste un secol în urmă, conține învățături care sunt mai relevante acum mai mult ca oricând. Familia numărul 1. Edwards. Știai că tatăl cunoscutului reformator și pastor din New England, Jonathan Edwards, a fost un cleric? Iar mama sa a fost descendenta unui lucrător al bisericii? De fapt, familia lui Edwards include 14 președinți de universități, peste 100 de profesori universitari, 30 de judecători, 60 de medici, peste 100 de clerici, misionari și profesori de teologie și aproximativ 60 de autori. De-a lungul istoriei, nu cred că a existat vreo industrie în America în care să nu fi fost implicat vreun membru al familiei Edwards, printre promotorii săi de frunte. Jonathan Edwards a fost copilul unei familii creștine, crescut în cele mai favorabile condiții. Familia numărul 2, Jukes. Membrii acestei familii n-au putut fi convinși să studieze, n-au dorit să muncească și s-au făcut cunoscuți pentru faptul că au costat statul New York milioane de dolari. Întregul lor dosar cuprinde doar sărăcie, crimă și nebunie. Dintre descendenții săi, 310 erau cercetori de profesie, 440 au fost distruși fizic de propria lor răutate, 60 erau hoți de rând, 133 au fost criminal condamnați și 55 au fost victime ale necurăției. Numai 20 au deprins o meserie, 10 dintre ei au învățat-o în închisoare. Și această familie notorie a comis 7 crime. Da, când copilul tău devine un pericol, el poate infecta întreaga familie. Dar dacă este crescut într-un mediu evlavios, el poate binecuvânta o întreagă familie, dar și să influențeze lumea generații la rând. Deci, care este concluzia? Aceasta. Dragi părinți, dacă sunteți înțelepți, îi veți învăța cuvântul lui Dumnezeu pe copiii voștri în fiecare zi.